mă atrage genul ăsta de autor. Nu am nicio părere despre genul ăsta literar, nu am nicio părere. Dragile mele, așa cum v-am obișnuit, în Nicmas nu avem numai daily vloguri, ci avem și clipuri din astea în care stăm și povestim. Și unul din clipurile pe care nu voiam să ratez din cauza vlogmasului este cel cu cărți. Este un subiect care mi-a place foarte mult și știu că nu suntem multe celor care ne plac cărțile și ne place să citim, dar suntem aici și suntem pe poziții și știu că așteptați clipurile astea cu cărți și de-aia n-am vrut să sar peste clipul ăsta și astăzi vorbim despre ce am citit eu în luna noiembrie. A fost o lună amestecată și asta pentru că am reușit să ating o parte din obiectivele pe care le aveam, dar în egală măsură nu le-am atins. Da, e un paradox total în capul meu, știu, bubuie creierul, nu se poate altfel, că doar mă știți. Dar obiectivul meu era să termin niște cărți pe care le aveam neterminate de luna trecută sau din lunile trecute și am terminat una din acele cărți. Să vă zic așa, din 5 cărți pe care le-am terminat, am 2 de 5 stele, una de 4 stele, una de 1 stea. 5 am terminat? 5 cărți am terminat, mă? Sau 4? 4. Iară nu știu să număr, că am mai zis într-un clip așa și n-am, așa, cred că 4 cărți, cred că 4, 5, 4, da, vedem noi până la final. În fine, ideea este că mi s-a părut foarte lungă luna noiembrie, dar în egală măsură mi s-a părut și foarte scurtă. Și asta pentru că, pur și simplu, nu am avut... Când, pe a doua jumătate a lunii noiembrie, când am început nebunia și frenezia cu Nicmasul, n-am mai avut când să filmez, dar în prima parte mi s-a părut că am avut timp să citesc. Nu știu, e un haos total în capul meu, de-aia nu mă las prea tare în serios. Hai să începem cu o carte pe care o aveam de terminat și pe care n-am terminat-o, și anume The Exorcist. Și este o carte pe care v-am menționat-o și în favoritele lunii noiembrie și este o carte horror care mi-a plăcut foarte tare. Eu nu e fiind amatoarea genului, pentru că nu m-am întâlnit cu cărți horror, nu știu, până acum, nu le resping, nu am nicio părere despre genul ăsta literar, nu am nicio părere formată, efectiv, ci pur și simplu n-a fost un gen literar către care eu să-mi îndrept atenția și de-aia, în momentul în care mi-am îndreptat atenția către această carte, nu către acest gen, fără să știu despre ce e vorba, deci am intrat blind, totally blind în această nebunie, în această carte, pur și simplu am găsit audiobook-ul și zic, exorcism, despre exorcism trebuie să fie vorba în casă, hai să vedem despre ce e vorba și m-a prins. Și este vorba în cartea asta despre o fetiță care ajunge să fie posedată de niște spirite și să se întâmplă niște lucruri acolo destul de urâțele, chiar foarte urâte și foarte macabre și foarte grafice, ca să spun așa. Și în egală măsură avem și povestea paralelă a unui preot iezuit care teoretic ar fi trebuit să fie exorcistul acestei fetițe, dar n-a ajuns să fie din vari motive, după care s-a transformat el de la sine putere în exorcistul acestei fetițe. Dacă ați citit cartea sau ascultat-o așa sau ați văzut filmul, probabil știți despre ce vorbesc. Ideea este că mi-a plăcut foarte tare cum a fost scrisă cartea, a fost o carte de impact, a fost o carte interesantă, care mi-a pus așa niște probleme și m-a făcut să cam fac research pe anumite teme și pe anumite chestii. Am văzut, cum ziceam și în clipul cu favoritele lunii, am văzut documentarul care stă în spatele cazului real din care a fost inspirată cartea și mi s-a părut foarte interesant și acela. Încă n-am văzut filmul, o urmează, îl tot amând, nu știu, îl tot amând ca probabil să nu mai fie atât de proaspătă cartea, memoria mea sau nu știu de ce, dar o să mă uit în curând și la film. Și da, mi s-a părut interesantă carte și mi-a plăcut și pentru, repet, nefiind amatoarea genului horror, mi s-a părut interesantă și mi s-a părut că mă face să vreau să știu mai multe despre genul ăsta literar și cartea în sine, mie personal nu mi s-a părut creepy, nu mi s-a părut prea greu de suportat, nu mi s-a părut, nu știu, dusă într-o extremă, adică toate lucrurile pe care le-am
auzit în cartea aia, pentru că, repet, a fost audiobook, toate lucrurile alea mie mi s-au părut cumva reale sau mi se pare că s-ar fi putut întâmpla într-un caz real, nu să spunem așa, și nu mi s-a părut SF, nu mi s-a părut alambicată și bine scrisă de asemenea. Și iarăși un lucru pe care l-am auzit de mai multe ori repetat despre această carte, că este un clasic al genului horror și că este în continuare considerată una dintre cele mai bune cărți clasice horror, ceea ce nu e că spune foarte multe despre ea. Bun, deci am reușit să termin această carte. O altă carte pe care o aveam în minte și vreau să o termin și pe care n-am terminat-o din cauza multitudinii de cărți cumva foarte dramatice pe care le-am avut în luna asta, este asta cu Viața pe un peron, de Octavian Paller. O carte pe care mi-am propus să o termin în noiembrie și n-am reușit, pentru că în momentul în care am ajuns la ea, deja aveam The Exorcist citit, Arsă de vie, Procesul lui Kafka, am trecut prin el, am mai ascultat ceva și eram așa foarte consumată de niște chestii astea foarte tragice, dramatice și așa mai departe și zic, băi, nu mai am stare, vreau să schimb genul literar, vreau să schimb starea, vreau să nu mai vreau ceva așa apăsător, știți? Ei, și de aia cartea asta nu e, pentru că este o carte destul de complexă, cred că are o perspectivă filozofică, adică atât cât l-am urmărit eu pe Octavian Paller în copilăria mea, când îl mai vedeam pe la televizor, era un tip care avea o latură filozofică profund dezvoltată și gândea foarte mult și bănuiesc că în spatele acestor rânduri se află niște lucruri destul de interesante și poate n-aș reuși să apreciez cartea asta la adevărata ei valoare și așa că am să-i pun un post-it. Nu, i-am pus, dar o să-i pun și o să o dau deoparte și o să revin la cartea asta altă dată, nu acum, pentru că efectiv nu mai am stare de ea, da? Nu-mi stă mintea să o citesc și n-aș vrea să o neglijez sau să o, nu știu, să o judec fără să, nu știu, să am mintea limpede, știți, pentru ea. Așa, bun. Apoi, a venit o carte care la fel m-a marcat foarte tare și care mi s-a părut foarte profundă. Este o carte, zice-se autobiografică, acum depinde pe cine credeți. Autoarea spune că este autobiografie, mulți spun că nu ar fi și că ar fi de fapt o ficțiune, asta depinde de voi cum alegeți să judecați lucrurile, dar mie mi se pare că este o carte care te pune puțin să te gândești la cum se întâmplă lucrurile în lumea asta, la cum se așează lucrurile, la cât de diferit suntem ca oameni, la câte culturi diferite suntem și mă gândesc că este o carte bună de citit în condițiile în care nu ați avut contact cu nicio altă cultură, să spunem, da? Să spunem că n-ați ieșit din România până acum, nu ați avut contact cu alte persoane străine, n-ați interacționat cu străini, cu turiști și așa mai departe și nu ați avut un contact direct cu o altă cultură, eu cred că este, și mai ales o cultură arabă, să spunem, sau o cultură musulmană, eu cred că este bine de citit cartea asta, totuși să vă faceți o idee. Poate ideea asta nu este tablou complet și poate că ar fi bine să nu vă faceți un tablou complet doar pe baza acestei cărți, dar e ceva acolo, adică un sâmbure de adevăr există la mijloc. Și este vorba despre Arsă de vie, că n-am zis, Suad, Arsă de vie. Și este o carte cutremurătoare, o carte care te zguduie pur și simplu din temelii și o carte care te face să te gândești că, băi, totuși s-a nimerit ca noi să fim puțin norocoase sau că poate norocul nostru este, da, terminate sau, mă rog, este o carte foarte complexă, cum am zis, autobiografică. Suad este o fată care s-a născut în Cisjordania prin anii 50 și care a avut o copilărie foarte tragică, de altfel multe femei din zona respectivă, pentru că trăiau într-o cultură și într-o zonă foarte închistată. Trăiau într-o lume din asta foarte închisă, în care contactul cu exteriorul este aproape nul, în care femeile nu erau văzute ca niște ființe umane, ci mai degrabă ca niște obiecte sau ca niște lucruri care ar trebui să participe la construirea unei gospodării și așa mai departe. Nu erau văzute neapărat ca niște ființe, deci a avut o copilărie tragică,
o soartă și mai tragică când a reușit să scape de acolo și a trecut prin foarte, foarte multe traume. Și cumva își povestește parcursul vieții ei, de cum a ajuns ea să iasă din Cisjordania, să ajungă în Europa și toate lucrurile tragice prin care a trecut. Ăsteia i-am dat 4 stele și asta pentru că există tot cumva există dezbaterea asta, este reală, nu este reală, este reală sau nu este reală povestea și cumva a strecurat așa o sămânță de neîncredere în mine, știți, și nu știu exact ce să zic despre carte, dar da, mie una am povestit și în vlogul pe care l-am făcut, că am făcut un reading vlog și acolo am citit cartea. Eu cunosc experiențe de ambele tabere și experiențe cu oameni care au trăit în zonele, în țările arabe, în țările musulmane și au avut niște vieți ok și au trăit bine și la fel am cunosc și oameni care au trăit în țările musulmane și n-au dus-o mult prea bine. Și mai ales ca femei, da? Așa că lucrurile sunt cumva la mijloc întotdeauna și e bine să luați, nu știu, să citiți cartea asta, poate vă deschide mintea și perspectiva, dar în egală măsură să știți, să aveți și un sâmbure de îndoială, da? Să nu-i judecați pe toți după o singură carte pe care o citiți. Apoi a venit procesul lui Kafka, de care vă ziceam în același reading vlog că ne-am putut. Deci am înțeles perfect ce a vrut să zic autorul. Inițial eu plecasem pe o idee total greșită. Mă gândeam că o să fie o carte din aia cu experiențele din război și cu vai cât e de tragic și vai Doamne ce Dumnezeu se întâmplă cu noi și cât de oropsiți suntem noi de soartă și așa mai departe. De fapt nu. De fapt, ce vrea cartea asta să fie? Vrea să fie un fel de 1984 al lui George Orwell. 84, am zis bine? Așa, al lui George Orwell, care este o distopie, practic. Și asta se vrea la fel o distopie. Mi se pare că nu i-a ieșit. Exact ce vă spuneam și în reading vlog, mi se pare că nu i-a ieșit omului. Mi se pare că s-a chinuit foarte tare să lege frazele între ele. Mi se pare că, cumva, autorul mi-a dat senzația că trecea el personal prin niște stări total diferite și citind puțin despre Kafka, cam așa este. Omul cam avea niște problemuțe cu mansarda și trecea de la o stare la alta, adică nu că era bipolar, dar avea niște stări din astea destul de confuze săracul și trecea de la o stare la alta și nu prea era bine, știți? Și cumva se simte în scrierea lui pentru că frazele efectiv nu se leagă scenele între ele și cumva parcă n-au logică anumite lucruri cu unele cu celelalte, știți? Nu, cel puțin așa le-am perceput eu, dacă mă greșesc, corectați-mă, vă rog, dar eu cel puțin așa le-am perceput și nu pot, am încercat și cu audiobook, am încercat să iau și audiobook cu varianta audio acestei cărți, că zic, bă, poate merge mai ușor, dacă nu merge cu cititul fizic, poate merge audio mai ușor, că se mai întâmplă și asta. Nu, n-a mers nici cu audiobook-ul. Și se întâmplă foarte rar să nu pot, știți, cu audiobook-urile, că audiobook-urile totuși sunt mai lejere. Și cu asta n-a mers. Pentru că v-am zis, am înțeles, până la urmă am înțeles că vrea să fie o distopie, că vrea să fie o operă literară care critică un sistem birocratic. Și vrea să te facă să înțelegi ca om, ce înseamnă pentru tine ca om, ca cetățean, un stat excesiv de birocratic în care tot aparatul de stat este excesiv de birocratizat și excesiv de corupt și unde poate duce excesul de putere, da? El la asta vrea să facă referire și cumva asta vrea să critique prin opera lui. Dar execuția în sine mi s-a părut cumplită și nu se leagă, v-am zis, chiar vă dădeam exemplu de o scenă acolo în care ăsta era Mr. Gay, ăsta era săracul, era într-un proces, că era arestat, să duce la proces să fie audiat și ajunge și dă de o tipă și era tipa aia acolo care nu își prea știa ea ce vroia de la viață și aia cumva, de fapt, vroia să se culce cu el și tot dădea semnale că, bă, știi că aș vrea un pic de sex, că știi? Așa și pe de ăsta săracul era în lumea lui cu, bă, dar știi că eu sunt acuzat de ceva și nu știu de ce sunt acuzat, pentru că iarăși fiind în arestat, nu știa de ce este arestat și care îi sunt acuzațiile aduse și așa mai departe. O nebunie totală, deci un terci, o varză așa totală. Încă o chestie pe care am uitat să o menționez în vlogul ăla, în reading vlogul ăla, este că Kafka, tot pe ideea că probleme la căpuț săracul, avea prost obicei, dar nu-și termina operele, pentru că avea el o filozofie, am mai citit eu despre treaba asta la un moment dat, că el avea o chestie în mintea lui, că vezi, Doamne, cărțile nu ar trebui să aibă un final, știți, avea o
treabă în capul, în capul lui, pe care, mă rog, lumea nu prea înțeles-o nici până în ziua de astăzi. Cartea asta inițial, când a fost publicată, că a fost publicată după moartea lui Kafka de un prieten foarte bun de-al lui, care era și publicistul lui, cartea asta n-a avut inițial un final, dar acel prieten a decis să adauge un final cărții și în traducerile mai recente, în traducerile recente însemnând din 93 încoace, o să găsiți și finalul acestui roman. Deci uitați-vă de când este traducerea cărții, că s-ar putea să aveți varianta cu finalul încheiat sau cu finalul neîncheiat, știți, cu finalul nefinalizat, ca să zic așa. Da? Deci nu că ar avea vreo importanță, că oricum mi se pare o aberație totală. Da? Deci nu, n-am putut. Ideea este că, da, mi-am făcut o viziune despre cartea asta și despre ce ar însemna și, bă, totuși știu despre ce e vorba dacă e să... să aud de cartea asta, știți, dacă mai aduce cineva în discuție procesul lui Kafka, parcă știu despre ce e vorba. N-am putut să o duc la final, dar știu, i-am dat-o staia pentru că n-am putut să o duc. Pot, ce vreți, asta este. Bun. Ce-am mai terminat, o carte de iarăși de 5 stele care mi-a fost foarte, 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 foarte dragă, și anume Neverwhere, cu care v-ați zăpăcit deja, cred, și cu Neil Gaiman. Doamne, deci autorul ăsta m-a cucerit, îl ador. Și nu numai că îmi place cum își citește cărțile, pentru că și pe asta am ascultat-o în varianta audio, dar omul este absolutamente delicios, este delicios, este divin, este de vis în interviuri, că am, bineînțeles că m-am apucat să urmăresc și interviuri cu el. Și este simpatic, este genul ăla de om care îmi place mie, care are latura aia serioasă, dar în egală măsură este și jucăuș așa. Și bineînțeles, scriind cărți pentru copii, benzi desenate și cărți pentru adolescenți, trebuie să ai o latură din asta cumva ludică, cumva jovială, cumva de copil, să-ți menții latura aia de copil. Nu poți să fii grinci și să n-ai nicio treabă, știți? Adică e clar că trebuie să ai partea asta dezvoltată, foarte, în simțul ăsta puternic dezvoltat, și îmi place de el, numește tot timpul, este un om foarte deschis, un om foarte jovial, așa, și îmi place de el, l-am urmărit și în interviuri. Și Neverwhere are la bază Londra, o Londra iarăși fantastică. Băi, deci nu știu, oamenii ăștia nu degeaba au toată tradiția asta cu vrăjitoarele, pentru că scot niște chestii absolut fabuloase. Uitați-vă și la Harry Potter, că și cărțile lui Neil Gaiman au fost cumva scrise cam în perioada lui Harry Potter, și cred că, pe de o parte, cred că săracele au avut parte de au fost așa puse cumva într-o notă de umbră din cauza lui Harry Potter. Știți că toată lumea era cu Harry Potter, dar și cărțile lui sunt bune, știți? Sunt tot cam în sfera aia, dacă vreți să știți, dacă vreți să ne încadrăm undeva, da? Nu sunt neapărat pentru copii mici, ci mai degrabă în zona asta de adolescenți, young adult, dacă vreți. Neverwhere este tot așa, o lume, este o Londră în care se îmbină fantasticul cu un realul nostru, și în care avem un Richard, cred că Richard, parcă Richard îl chema pe personajul principal, un tip care este un director de vânzări și este, wow, este super zăpăcit, dar are o logonică din aia englezoică, știți, din aia tipică, foarte exact, așa, tipicară, foarte preppy, așa, și săracul, de la un gest de bunăvoință pe care îl are pentru o fată pe care o găsește pe stradă, plină de sânge, rănită, zice el, are un gest de bunăvoință că vrea să o ia și să o îngrijească, să o ducă la spital. Inițial ea nu vrea la spital, atunci o duce acasă, și de la treaba asta îi se dă toată lumea peste cap, adică toată viața lui se dă peste cap, ajunge într-o lume magică cu personaje magice, se întâmplă tot felul de lucruri interesante, ajunge să fie implicat în foarte, foarte multe probleme și povești din astea magice, și brusc mi-au amorsit picioarele, pentru că stăteam pe picioarele mele, așa, e una fi magică, așa, și da, mi-a plăcut foarte tare construcția acestei lumi, construcția personajelor magice, poate și faptul că Neil Gaiman recită sau citește această carte, el o citește varianta audio, cumva face
să fie mai savuroasă, pentru că are câte o voce pentru fiecare personaj în parte și are o intonație specifică pentru fiecare personaj în parte și face cumva cartea să fie mai specială decât ar fi dacă aș fi ascultat-o citită de altcineva sau citită de mine. Deci, o carte pe care, dacă o găsiți, vă recomand, este o carte ușoară, dar foarte plăcută. V-am zis, în stilul lui Harry Potter, dar n-aș recomanda-o copiilor sub 16 ani, că sunt acolo niște scene destul de... Așa, da? Deci 16-18, mai puțin așa. Da. Dar foarte drăguță și i-am dat 5 stele, clar. I-am dat 5 stele și cu siguranță Neil Gaiman se încadrează în categoria autorilor mei preferați și vreau să citesc mai multe chestii. Vreau să... Are o carte la care am înțeles că a lucrat destul de mult și care e specială pentru el, care se numește Caroline sau Caroline sau nu știu cum, ceva de genul ăsta. Trebuie să o găsesc. Am văzut că e și la noi pe Elefant și trebuie să o iau să o citesc și pe aia, pentru că dacă a zis că e specială pentru el, vreau să văd de ce e specială. Așa. Cam atât am reușit eu să citesc și să ascult luna asta, pentru că v-am zis, în a doua parte a lunii oarecum am și intrat într-un reading slam, pentru că m-am apucat de niște chestii, inclusiv de Nicmas, și nu mi-a mai stat mintea la citit. Ceea ce e relativ trist, pentru că una din cărțile de care m-am apucat a fost Ariadna și din păcate n-am reușit să o duc la bun sfârșit și îmi pare rău, pentru că am înțeles că are un final ceva neașteptat, mi-a zis una din doamnele de la Book Club, dar o să fac tot posibilul ca luna asta să o termin, pentru că se încadrează în alt registru față de Exorcist, de Kafka, de Arsă de Vie, știți, e cumva din alt registru și atunci mai schimbăm puțin și de-aia cumva și cartea lui Neil Gaiman mi s-a părut cum mai fresh, tocmai pentru că era alt registru, era altceva față de ce citisem, nu mai era atâta dramatism și atâta tristețe și atâta răutate și atunci mi-a plăcut, știți, mi-a picat bine, a fost ca o gură de apă proaspătă după toată tristețea asta și toată răutate și vai cât e de rău în lumea asta, așa, o să discutăm și despre asta, că apropo am ceva în minte de să discutăm despre treaba asta, dar bun. Așa, deci una din cărțile pe care îmi propun să o citesc luna asta este Ariadna. O altă carte pe care o aveam de citit, de care nici nu m-am apucat, a fost Uragan asupra Europei. Nu, nici n-am îndrăznit. Dacă n-am terminat Ariadna și dacă n-am terminat celelalte pe care le mai aveam eu pe lista mea de terminat, n-am mai îndrăznit. Și nu știu când o să-i vină rândul, că eu am în două volume, ceea ce este absolut splendid. Nu știu cum să vă zic, dar da. Dar luna asta, la Book Club, de care, apropo, nu v-am mai zis nimic, dar să știți că l-aveți în descriere dacă vreți să vă înscrieți. La Book Club avem așa, odată cartea contemporană este Umanii și a doua carte, cea clasică, este Șoareci și oameni. Și aș vrea în primul rând să le rezolv pe acestea și Ariadna și mai am o carte pe listă care este și cumva simbolică pentru luna decembrie și anume 1989 al Ruta Sepeti, pe care am început-o undeva prin, cred că august sau aprilie, ceva de, nu, august sau iulie am vrut să zic, august sau iulie am început-o. Cumva primele pagini m-au lovit așa, mai mult decât mă așteptam și am lăsat-o deoparte, pentru că subiectul 1989 pentru mine, ca pentru mulți români, deși n-am fost acolo, eu am venit în 90 pe lume, este sensibil și pe mine mă atinge cumva și toate poveștile pe care le-am auzit după și toate invențiile despre poveștile pe care le-am auzit după și toate mărturisirile oamenilor care au fost acolo mă cutremură, nu știu, pe mine una nu mă poate lăsa așa, indiferent. Și de-aia cartea asta cumva mi-a luat răsuflare pentru câteva clipe când o citeam și de-aia am decis să o las deoparte, poate că acum aș reuși să o termin și îmi doresc să o termin având în vedere că este decembrie și că, hei, decembrie este important pentru noi, nu doar pentru că e ziua națională pe 1 decembrie, ci și pentru că, ce să vezi, încep acum zilele alea spectaculoase în care ne amintim că, băi, niște oameni au murit pentru noi și... Da. De ce am ajuns noi să facem? Dar, mă rog, asta e subiect. Așa.
Ideea era că aș vrea luna asta să termin și 1989, Ruta Sepeti fiind iarăși o autoare pe care am descoperit-o anul ăsta și pe care absolutamente o iubesc, iubesc stilul în care scrie și care îmi place foarte mult și îmi place numai stilul în care scrie, dar la fel am mai văzut câteva interviuri cu ea sau câteva fragmente de interviuri cu ea și mi se pare interesantă ca femeie. Și îmi place munca pe care o depune în spatele cărților ei, pentru că dacă citiți fiecare carte pe care a scris-o, are în prezent, până în prezent are 5 cărți, 1989 fiind cea mai recentă carte, și dacă citiți despre cercetarea pe care o face pentru cărțile ei și câtă muncă o pune în spate, nu este o carte de ficțiune pur și simplu, doar, da, iau un caz real, cum este ăsta și îl transformă în ficțiune, știți? În cazul ei nu e așa, adică ea se duce și face foarte multă cercetare și caută. Și în O mare de lacrimi și Printre tonuri cenușii la asta cu 1989 citeam câtă cercetare a făcut, că a venit în România, s-a uitat, a vorbit cu familii de revoluționari, a fost peste tot pe unde s-au întâmplat evenimentele principale din revoluția noastră și așa mai departe. Adică nu e doar așa că, da, citesc pe net și mă apuc și scriu o carte care este ficțiune istorică în sine, știți? Adică da, e multă ficțiune în ea, dar e și un sâmbure de adevăr, adică nu sunt sâmbure de istorie. Încearcă să urmeze firul istoriei cumva și nu vrea să denatureze istoria. Bun. Și de asta îmi place foarte tare și mă atrage genul ăsta de autor. Bun, cam astea au fost cărțile pe care le-am citit eu și cam astea sunt planurile mele de lectură pe luna care mai este, că na, nu mai e mult până se termină decembrie. Cert este că au fost niște lecturi interesante, cel puțin interesante, și sunt tare fericită pentru ele și aș vrea să-mi spuneți și voi în comentarii ce ați citit luna asta sau ce vreți să citiți în continuare sau ce vă propuneți pe 2023 să citiți și așa mai departe. Dați un like și un share la clipul ăsta și vă aștept mâine cu un vlog. Vă pup! Ciao!